proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Povestea Chișinăului interbelic începe după Marea Unire din 1918, când acesta devine al doilea oraș românesc după mărime și importanță. În 1929 este emisă Legea pentru Organizarea Administrației Locale, care prevede obligativitatea orașelor de a-și întocmi planuri de sistematizare urbanistică pentru un termen de 10 ani. Astfel, Chișinăul începe să se integreze treptat în viața economică, politică și culturală a țării întregite. În oraș funcționează moara mecanizată a lui Cogan, fabrica de pâine Brutăria Românească, fabrica de mezeluri, fabrica de bomboane, fabrica de blănuri Lefterescu, fabricile de încălțăminte, de tricotaje, mai multe bănci. Viața culturală a orașului se desfășoară în instituții culturale ca Teatrul Național, Teatrul Lus al lui Vasile Vronski, o serie de cinematografe, muzee. În 1934 este fondată Universitatea Populară Moldovenească. Funcționează Școala Normală de Învățători, Mihai Viteazul, Școala de Contabilitate, Facultatea Agricolă din Chișinău, Conservatorul Național, Conservatorul Municipal, Conservatorul Unirea, Școala Normală Eparhială și Seminarul Teologic, mai multe gimnazii, licee, școli de fete și băieți. După 1918, autoritățile municipale au realizat o serie de lucrări edilitare și de amenajare urbană. Au fost elaborate câteva proiecte de construcție a apeductelor, sunt amenajate piețele de comerț, bazarul vechi, stradă Piața Sfântul Ilie, bazarul de vite și reparate arterele de circulație. Transportul urban includea un parc de tramvaie care circulau pe 4 rute. Funcționa și transportul cu automobile. Modernizarea tehnică s-a extins și asupra comunicațiilor. În 1938 a fost dată în exploatare stația de telefoane, iar în 1939 a fost terminată construcția stației radio. În perioada interbelică au fost proiectate mai multe clădiri de o arhitectură remarcabilă. Din păcate, o parte din ele nu a fost construită până la capăt din cauza crizei economice mondiale din anii 30 ai secolului al XX-lea. Unele construcții pornite atunci au fost finalizate doar după cel de-al doilea război mondial. Un edificiu monumental din Chișinău, ridicat în mare parte în perioada interbelică, este Palatul Culturii, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu. Construcția lui a fost începută în anii 30 ai secolului al XX-lea, în cartierul în care odinioară era Piața Polițienească. Arhitectura clădirii este în deplină consonanță cu cea a fostei bănci orășenești din preajmă. Astăzi, sala cu orgă. Ambele de factură clasicistă, Palatul Culturii și Banca Orășenească, alcătuiau un raport simetric, fiind despărțite de un frumos scuar. Fațada principală a clădirii a căpătat un caracter individual printr-un portic cu coloane corintice așezat pe un podium înalt cu mai multe trepte. Sala de spectacole, de formă cilindrică, este acoperită cu o cupolă rezemată pe tambur. Edificiul public a fost dat în exploatare în perioada sovietică, fiind destinat Teatrului Dramatic Mihai Eminescu. O altă operă de valoare pe care o datorăm arhitecților din perioada interbelică este clădirea Teatrului Național, actualul cinematograf Patria.
Acest edificiu de factură neoclasică a fost așezat pe fundațiile Clubului Nobilimii Basarabene, o construcție barocă din secolul al XIX-lea, proiectată de arhitectul Henrik von Lonsky. Clădirea Teatrului Național a fost inaugurată în 1921. În anii 1935-1937, aceasta trebuia să suporte o serie de lucrări de reconstrucție după proiectul arhitectului bucureștean Ernest Donau, care au rămas însă nefinalizate. În perioada sovietică, clădirea Teatrului Național a fost adaptată pentru cinematograful Patria de către arhitecții Valentin Wojciechowski și Mark Berber. O clădire al cărui început stă în perioada interbelică este Clubul Ofițerilor, viitorul Hotel Moldova, astăzi Mobeaz Banca. Planul acestui edificiu public urma un segment de cerc. Primul nivel era destinat restaurantului, la etaj se situau camerele de hotel. Ulterior, arhitectura originară a fost modificată în corespundere cu exigențele arhitecturii sovietice. În anii 90 ai secolului al XX-lea, clădirea a fost reconstruită în spirit postmodern. Printre obiectivele noi edificate la Chișinău în perioada interbelică, se numără cazinoul și stația de pompare a apei, clădirea de lângă complexul Mitropoliei, căminul de ucenici ai feroviarilor pentru 100 de paturi, pus în funcțiune în 1929. În această perioadă, la Chișinău au apărut mai multe clădiri construite în stil neoromânesc, numit și stilul lui Ștefan cel Mare și stilul brâncovenesc, considerat a fi expresia identității naționale în arhitectură. Stilului neoromânesc se conformează clădirea fostei școli internat pentru copiii feroviarilor, construită la 1933. Acest edificiu, situat la colțul cartierului și aliniat la liniile roșii ale actualelor străzi Mitropolitul Dosoftei și Petru Movilă, înscrie un plan asimetric. Accesul în interior se realizează din colțul clădirii, unde se află un hol spațios. Deschiderea intrării este pusă în evidență de un arc cu bolțari. O parte a ferestrelor de la parter sunt arcuite și dispun de arhivolte reliefate cu cheia de arc ieșită. Deasupra soclului, străpuns de orificii pentru aerisire, se află un cordon ce trece prin întreaga clădire. La acea vreme, în oraș apar mai multe vile și case de raport aparținând elitei urbane. Un exemplu de arhitectură neoromânească oferă vila urbană de pe actuală stradă București 72. În interior se accede printr-o ușă cu grilaj din fier forjat. Fațada dinspre stradă este determinată de un volum de plan pătrat decroșat în exterior. Una din ferestre, în formă tripartită, este inspirată din arhitectura bizantină. Cheia de arc plasată deasupra deschiderii centrale a ferestrei prezintă o floare de piatră stilizată, inspirată din arhitectura populară a Moldovei. Paramentul din zidărie amintește de asemenea de construcțiile bizantine. Detaliile proeminente din piatră albă de calcar se evidențiază pe fundalul mai închis al pietrei sparte. Un alt exemplu de arhitectură neoromânească prezintă vila urbană de pe actuala stradă Mitropolit Dosoftei 91. Este o clădire compactă cu două niveluri, având elemente de monumente istorice. Peretele fațadei este perforat de golurile ferestrelor și ușilor cu partea superioară arcuită, marcată cu arhivolte. Sub acoperișul înalt cu streșini proeminente se află o arcatură reliefată ce amintește ocnițile bisericilor medievale. Printre cei mai prolifici arhitecți care au adus și au promovat arhitectura neoromânească la Chișinău se numără Nicolae Merz. A fost absolvent al Colegiului Superior de Arte de pe lângă Academia Imperială de Arte din Sankt Petersburg, director al Colegiului Tehnicum din Chișinău și membru al Corpului Arhitecților din România. Николай Мерц не просто копирует применявшиеся в старину элементы. Он творчески интерпретирует формы национальной румынской архитектуры,
характерные колонны, арки и эркеры. Мастер использует новые оригинальные детали, органично вышедшие из архитектурного прошлого. Его творение – это выразительные архитектурные формы с использованием наружных лестниц, арочных проемов и полуцилиндрических сводов. Гармоничные пропорции и удачные планировочные решения свидетельствуют о тщательной проработке и большом мастерстве. Одним из творений Николая Мерца, отражающим тему глубокой старины, является доходный дом, расположенный на улице Кугалничану, 69. Небольшое крыльцо с крепкими столбами-колоннами и арочным входом выдается вперед. Его уравновешивает угловой ризолит. Здание опоясано поверху фризом с геометрическим орнаментом. Высокая крыша с покрытыми черепицей и скатами придает ему поэтический облик. Интересен оригинальный навес над окном, покрытый также черепицей. Данная авторская деталь повторяется и в других архитектурных творениях Николая Мерца. Еще одно здание находится по улице Кугалничану, 50. Его главный фасад асимметричен. В одном углу расположено входное крыльцо с арками, характерное для неорумынского стиля, а в другом углу – ризолит. Архитектурные декоративные детали из арсенала средневековой архитектуры. Это рельефный поясок в верхней части здания, небольшие круглые колонны арочного входа, выдающийся скос покатой кровли, поддержанный фигурными стропилами и кирпичный зигзагообразный карниз. В каждом произведении Николая Мерца присутствует единство стилей и чувствуется рука мастера. У серии деконструкций Интербелича але Кишинеулуй sunt realizate în stil modernist. Acest tip de arhitectură este ilustrat de vila urbană de pe actuală stradă Mihai Eminescu 33. Clădirea reprezintă un imobil cu două niveluri, izolat de stradă de un gard metalic. O scară de onoare, amenajată în casa scării, face legătura între parter și etaj. Casa scării, retrasă de la linia fațadei, are deasupra intrării patru goluri înguste și alungite, fragmentate pe verticală în patru segmente egale. Fațada principală a edificiului este dominată de două fâșii orizontale, formate din două ferestre mari, unite printr-o cornișă comună și un pervaz comun. Spațiul între ferestre, cu striuri orizontale, contrastează prin factură cu fundalul omogen al pereților. Vila urbană situată pe actuala stradă Mihai Eminescu 36 este de asemenea soluționată în spiritul modernului românesc. Reprezintă un imobil cu parter și mansardă izolat de stradă printr-un gard original cu grilaje metalice și stâlpi masivi de piatră. Aspectul decorativ al paramentului fațadei corespunde exigențelor stilului modern. Alternanța suprafețelor netede, tencuite cu cele reliefate, obținute cu ajutorul striurilor verticale sau orizontale. Întreaga clădire este dominată de elemente orizontale, cornișele și pervazurile ferestrelor, frizele cu striuri, panourile deasupra accesului, mulurile, parapetele, golul ferestrei dezvoltat pe orizontală din ultimul registru și altele. În perioada interbelică în Chișinău apar și câteva edificii în stilul arhitecturii constructiviste. Acestui stil se conformează vila urbană de pe actuala stradă Sfatul Țării 2, reconstruită înainte de război. Fațadele se remarcă prin dominația liniilor orizontale și verticale, iar suprafețele netede, tencuite ale pereților, sunt individualizate prin panouri rectangulare. O clădire relevantă pentru arhitectura constructivistă este casa de raport în două niveluri de pe actuala stradă Vlaicu Părcălap 57. A fost edificată în anii 1939-1940 pe locul unei construcții mai vechi. Axa principală este accentuată de casa scării cu ușa de intrare și trei deschideri înguste paralele ce luminează scara de onoare. Etajul propune o soluție perfect simetrică.
Ferestrele camerelor de locuit, dezvoltate pe orizontală, balconașele cu panouri și geamurile rotunde de tip vapor, destinate aerisirii podului. Arhitectura clădirii este specifică pentru stilul constructivist. Dominarea formelor geometrice, volumele pure, alternanța suprafețelor ieșite și intrate, golurile ferestrelor alungite în sens orizontal sau vertical, acoperișul plat și altele. În perioada interbelică, la Chișinău și-a desfășurat activitatea arhitectul Eugen Bernardaţi, fiul vestitului arhitect basarabean Alexandru Bernardaţi. Acesta a absolvit Colegiul Real Sfântul Pavel din Odessa, iar mai apoi Institutul Politehnic din Sankt Petersburg. Din anii 20 ai secolului al XX-lea până în 1931, a deținut funcția de inginer arhitect, șef al Serviciului Tehnic Municipal. Eugen Bernardaţi a realizat o serie de lucrări constructive și edilitare, inclusiv în grădina publică centrală. În Arhiva Națională a Republicii Moldova s-a păstrat un plan al grădinii publice centrale întocmit în anul 1930. Pe desen sunt reprezentate principalele construcții care au existat aici la acea vreme: serele, atelierul de fotografie, clădirile cu funcții administrative și comunale, pavilioanele și altele. În grădina publică centrală a funcționat un pavilion pentru ape minerale și cura de must și struguri. În 1928, în centrul orașului, la inițiativa chișinăuienilor, este instalat monumentul lui Ștefan cel Mare, sculptor Alexandru Plămădeală, dezvelit cu ocazia celei de-a 10-a aniversări de la hotărârea Sfatului Țării privind unirea Basarabiei cu România. Самым известным проектом Евгения Бернардаци является постамент к памятнику господаря Штефана Челмари. Из воспоминаний супруги скульптора Александра Плымыдялы узнаем о нескольких вариантах создания эскиза макета памятника великому господарю. Ему помогал городской архитектор Евгений Бернардаци, который разработал чертежи и стал автором постамента памятника, предложенного для рассмотрения в октябре-ноябре 1924 года. Жена скульптора Плымыдялы писала о том, как ее поразил облик господаря. Типично молдавские черты, вдохновенный взгляд. При полном спокойствии в нем чувствуется большое внутреннее напряжение, воля к победе. Монумент был отлит из бронзы в Бухаресте в литейной мастерской Рышкану. В начале 1926 года работы по сооружению памятника Штефану Челмари были завершены, открытие которого состоялось в мае 1928 года. И сегодня этот памятник является одной из самых важных городских достопримечательностей, к которому с особым почтением и гордостью относятся жители Республики Молдова и гости столицы. В межвоенный период в Кишинеу работали также архитекторы Георгий Кушбе, Георгий Купча, Николая Цыганко, Цадель Гингер, Екатерина Акушко-Алхазова, Валерию Улинич, Александру Асвадуров, Моисей Рудь и другие. Проектный и строительный процесс включились молодые специалисты, выпускники архитектурных институтов 30-х годов – Валентин Медник, Валентин Войцеховский, Роберт Курц и другие. Это было время обновления, поиска идентичности и оригинальных творческих решений. В период дintre cele două războaie la Chișinău a fost înălțat monumentul în cinstea lui Simeon Murafa, Alexei Mateevici și Andrei Hodorogea, sculptor Vasile Ionescu Varo. În fața mitropoliei a apărut monumentul regelui Ferdinand I al României, sculptor Oscar Han, iar clădirea unde Sfatul Țării a votat unirea a fost marcată cu monumentul Latinității, Lupaica Capitolina, sculptorul copiei fiind Ettore Ferrari. Edificiile și monumentele apărute în perioada interbelică la Chișinău au contribuit la românizarea fizionomiei orașului, raliindu-l în același timp la modernitatea europeană.